Bună dimineața, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Noi tocmai ce ne-am trezit și vreau să-i fac lapte lui Ianis. A avut o perioadă de câteva zile când nu a mai urât să bea la trezire lăptic și a băut și a mâncat mâncărică. Doar că acum el urmează un tratament pentru constipație, pentru tranzit, pentru că are probleme și îi le pot pune numai în lapte. Așa că acum trebuie să îi dau lapte dimineața când se trezește, pentru că atunci trebuie să îi le dau și după aceea să mănânce, că în mâncare nu am cum să îi le pun, că nu mănâncă el atât de bine încât să consume și medicamentul până la final. Așa că eu am venit la bucătărie să-i fac lăptic. Acesta este laptele pe care eu îl fac. Am încercat să-i luăm și altul, dar s-a obișnuit cu acesta și nu vrem să-l mai schimbăm. Și îl găsim, nu știu, au schimbat varianta la Kaufland, au făcut cutia aceasta cu o chestie în sus, dar nu este la fel, este mult mai dulce, nu i-a plăcut nici lui și nici nouă. Așa că mă apuc să-i fac laptele și astăzi o să vă ținem cu noi, pentru că zic eu că avem destule lucruri de făcut. Astea sunt medicamentele. Un copic și casă în fibră. Îi pun un pliculeț așa și 4 picături de un copic. Tratamentul costă de 30 de zile.
dragilor, noi am venit de afară. Ianis s-a jucat o grămadă, doar că nu am filmat foarte mult și am comandat niște mâncare. Am descoperit la un... e o cafenea care livrează și mâncare, un hamburger, un chicken hamburger, doamne, atât de bun, cu cartofi prăjiți, foarte bun. Am luat și ieri și am zis să iau și astăzi, pentru că ieri aș mai fi mâncat. Și o să vi-l arăt și vouă, că trebuie să ajungă în vreo 20 de minute, cam așa. Băieții au plecat să ducă gunoiul, iar eu aștept comanda cu mâncare pe care o să vă arăt și vouă când o să ajungă. Comanda, meniul acesta se numește dezmăț, nu abia aștept să-l încerc. Iar aici avem așa hamburger cu cartofi, ketchup, așa, și aici încă unul. Ianis stă lângă mine, e foarte nerăbdător. De asta am încercat și e foarte, foarte bun. Abia aștept să-l încercăm și pe ăsta. Văd că are și bacon, ou, pâinică, cartofi, brânză.
Ce faceți? Cum am zis, noi am avut o zi destul de plină astăzi, doar că nu am apucat să filmez în totalitate ce am făcut. V-am arătat, ați văzut că am fost în parc, ne-am jucat, am comandat mâncare și acum aș vrea să îl bag pe Iani să-i fac băiță. După aceea vreau să-mi fac și eu și vreau să mă apuc să fac lista de cumpărături, pentru că cumpărături, mâncare mă refer, pentru că urmează să mergem mâine la cumpărături și să am lista făcută, deși tot timpul mă abat de la ea, trec pe listă 50 de lucruri și au 80 și 20 din cele de pe listă, dar zic s-o am făcută, că poate mai arunc un ochi pe ea și să nu uit ce-mi trebuie. Și după aceea vreau să mă... Îmi cer scuze, dar sunt... mă opăsesc repede. După aceea vreau să mă apuc să fac lista cu ce mai am de cumpărat pentru bagajul de maternitate, pentru că mai am 5 săptămâni și câteva zile și facem cunoștință cu bebe și eu nu m-am pregătit aproape cu absolut nimic. Săptămânile acestea vor fi foarte intense, având în vedere că este și Paștele, ne pregătim și pentru Paște, dar eu mă pregătesc pentru venirea lui bebe, pentru că așa trebuie și vreau să încerc să am totul pus la punct, deși cumva sunt mult mai relaxată pentru că restricțiile din spital s-au mai scos, avem voie și vizite, și asta mă liniștește foarte mult și mai ales că ce anume o să mai am nevoie, o să meargă soțul să-mi cumpere și să-mi aducă, pentru că Ianis va avea cu cine să stea în zilele acelea, cât soțul o să fie pe drumuri cu acte și toate cele, să vină la mine și acasă vreau să fie totul pus la punct. Știu că mai e foarte puțin și tot timpul zic că azi mă apuc. Parcă tot zic, hai că mai am timp, dar când văd că începe bortica să mă doară, iarăși mă alarmez și zic că mă apuc de treburi. Dar de săptămâna viitoare mă pun pe treabă și mă apuc să cumpăr tot ce am nevoie, atât eu cât și bebe. Și mai vreau să fac câteva cumpărături și pentru Ianis, pentru noi, așa că oricum o să vă arăt, o să vă filmez, o să vă arăt ce o să conțină bagajul meu de maternitate, al meu, al lui bebe, deci o să vă arăt absolut tot. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine și în acest episod de vlog și v-aș ruga să mi-l lăsați, pentru că mi-a venit ideea de Q&A. Întrebări și răspunsuri. V-aș ruga ca la acest videoclip să-mi lăsați în secțiunea de comentarii orice doriți voi să mă întrebați, iar eu o să iau de acolo comentariile, întrebările și o să mi le notez pe ceva și vreau să fac vlog cu răspunsurile. Chiar v-aș ruga să mă întrebați ce simțiți voi și ce anume vreți să știți despre mine, despre noi, în acest videoclip. Vă mulțumesc încă o dată că ne urmăriți și v-aș ruga să vă abonați în continuare, să-mi dați un like, un share dacă doriți și să rămâneți în continuare alături de noi.